Bună dimineața, prieteni, suntem pe canalul Patrona de la Strahare. Prieteni, o să vă știe florile, frunzele n-am putut să le titim. Câte puțin, uite, am adunat și eu, nu mai pot, că am avut tensiunea mare seară. Uite, am adunat și eu, să mai scoală și ursul. Da, ia pe via ursul. Volta, să vină omul, vorbi cu el, că nu poate acu de căldură, o să vină să o facă. Da, să ușe florile, că să uscară. Prieteni, nu mai pot, n-am dormit toată noaptea. Iar cu tensiunea, să vedem ce zice doctorul ăsta. Dar acolo e numai dimineața ce pune apă. Aseară la ora 3 dormeam. Odată nu sculai din somn, aveam tensiunea 17. N-am vrut să mai scol pe ăștia. Da, și-am văzut că venea tate și cu Anca de la permanență. I-a fost rău lui Anca, ești o alergie pe ea, de la stomac. Care mi-i tatea și-mi zicea că de ce n-am sculat. Zic, eu am zis să nu mai vă scol. Dar el e deja la spital. De acum. Căldură mare. Nu mai ale lămâiele astea. E căldură mare, fratele, fraților. Fraților, am vorbit cu Cătă toată noaptea. A stat săracul avion, că era frică că nu prinde avionul. Și a stat, avea bani la el, 2,3 milioane. A luat suc, a luat apă, s-a luat mâncarea, l-am întrebat. Păi mi-era grijă de el. Mi-a părut rău de el. Dacă vrea să stă cu el, a stat copilul 2 luni cu el. Are și el copil, are și el băiat, trebuie să facă și el bani, prieten. Vine toamna, n-a putut să mai stă lângă el copilul, mi-a spus. Bunica, am stat, nu pot să mai stau, zice. Mă duc și eu la muncă, că m-a temat tatăl meu. Care și ei datorii, are și ei, înțelegi, prieten. Fiecare cu treburile lor. Am vorbit și cu Olga, zis că s-a băgat la roșii, acolo la Pleze Roșii. E o țigancă vrednică cu ea de la Timișoara, care e cu ea, umbră cu ea. Mi-a părut bine pe este femeia aia, că aia e vrednică. Și o îndrumă de bine. Înțelegeți, prieteni? Am trebuit pe șefăniță după Leu, dar Leu am înțeles că se duce la Adelina acolo, să stă la ea acolo, dar să nu cadă. Eu am mai vorbit cu Adelina în telefon. A zis că are grijă de el, îi dă pastilele, se duce cu el la controle. E femeie bună. O să mă duc și eu săptămâna viitoare să o cunosc mai bine.
o să văd cu cine mă duc. Zicem că nu fac ceva, parcă sunt bonlavă. Și așa bonlavă și vreau să fac și eu să la muncesc, că nu pot să stau. Să fac în curte ce-mi trebuie. Că dau banii degeaba la oameni, pleacă și mă lasă și banii le dau milioanele degeaba. Nu mai convine să muncească nimeni. Da. Nu mai convine, prieteni. Sunt toți de muncă. Da. Atunci ai sănătate curată când muncește omul. Când nu muncește, îmbunărește. Când nu muncești și stai numai așa pe cameră și să dormi, te îmbolnăvești mai repede. Omul când muncește, când se scoală, circulă sângele. Eu așa știu. Uite, când mă scol, cât de bolnavă sunt, circulă sângele. E mai bine. Da. E căldură mare, iar prietena sus. Alin l-a durut toată ziua, el iar implantul care i-a pus. Da, cu dințul ăsta ne-a distrus dinți. Ne-a distrus numai dureri, numai vai de lume. Stres mi-e mănâncă, prieten, că de asta, dacă n-ai stres, așa nu zăpăcești așa. Și mi-a povestit ăsta, Cătălina, seară toată noaptea. Mi-a povestit de Leo, să lăsăm în pace, așa, că vine nervi și lui de la cap. Că vine nervi, eu, Cătălin, l-am înțeles, că așa a rămas de la operație, devine nervi, dar noi ținem mult nervi, îl ține puțin și formă să căiești. El a stat mult timp cu el și a văzut că... Păi eu știu și eu asta, prietenul. Și-a rămas de la operație așa. De-aia las după el așa. Eu nu mă cer cu el și las așa. Dar trebuie să nu stă singur, aia e, că să ia tratamentul, că să ia bine, că e femeia asta, Adelina, are grijă de el. Cu pastilele să le ia, că dacă nu ia pastile, bine că nu mai lasă femeia să mănâncă orice. E foarte bine, îi ajută Dumnezeu. Că nu mai lasă să mănâncă orice. O să mă duc eu să stau de vorbă cu ea.
Asta este, prieten, și cu căldura să aduce boalele. Da. Și căldura. Nu mi-a dat că muncesc, prieteni, să stau să muncesc. Mă foarte drag, dar nu mai pot, îți bătână, prieteni. Prieteni, să mai răcorește și nu uiți un pat. Să și mai răcorește. Oalele astea de aici, prieteni. Să scoală un pic, adun creții de aici.
să fac apele. Toată lumea prieteni scuze de muncă. Le dai bani, să zici că nu le dai bani, nu le plătești. Le-am dat cârnăribări, nu mai spun, cu prăsile. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Dumnezeu știe că le-am plătit, că le-am dat de toate. Și foc de muncă. Numai Dumnezeu știe. În vezi, nu mă crede nimeni. Eu am suflet bun. Și le-am dat de toate. Eu praf ăsta de pe ușă așa cu apă, să pune praf mereu aici. O să vin cu, să vorbesc cu oamenii ăștia, să-mi facă bucătăria asta pe din afară. Dar n-am mai dat să facă pierdeaua lui leu ca să tomnească ei.
puțin. Mai las furtunul să mai răcească și merg la urmă cu furtunul în pat. Să dau și pescară în pat. Prieteni.